nu s-ar la telefon e Ana. Stați un pic. Ana, doamne, deci mă ia, credeți-mă, uite, mi se ridică pielea. Ana, bună seara. Alo. Unde ești? Bună seara, doamnă, vă aud. Unde ești, doamnă? Doamnă, eu sunt în microbuz. Sunt în microbuz, vin în țară. Ia uite, copii. Doamnă, vă rog din tot sufletul meu. Eu sunt foarte bine cu copiii mei. Sergiu, Ana, nu unde? Are nicio treabă. Am înțeles, te-a pus să suni, e în regulă. Ana. A, a fugit de la soțul meu pentru că m-a bătut. El știe foarte bine pumnii care mi-a dat în burtă și cât am fost gravidă cu copiii și mama mea știe foarte bine că a fost. De ce n-a sunat la poliție în Germania? Ana, este poliție, este 112. I-am vorbit cu soțul meu. Ana, stai un pic. Ascultați un pic să vă... Nu, ascultă-mă tu un pic. Eu, unde anume ești în momentul ăsta? Ascult, unde ești în momentul ăsta, Ana? Unde? Unde te afli? Eu sunt, mai am un pic și ies în Germania, cred că, nu știu, chiar nu știu, doamnă, sunt foarte obosit, okay. Foarte stresată. Când ai puțin că e simplă treaba, dacă spui adevărul, e microbuz românesc? Doamne, stai un pic, Ana, stai că îi plâng copiii, n-aude. Ana, e microbuz românesc? Dar tu ai fost în, tu ai fost în Anglia sau n-ai plecat niciodată în Anglia? Ana, ai fost în Anglia? Da, ne-a închis. Eu cred că atenție, a pus dacă nu e vreo jală, da. Deci, neapărat colegii, dacă mai prindeți, ce microbuz e, ce companie de transport, că după aceea aflu eu exact și cum îl cheamă, doamne, pe șofer și cine și unde o așteaptă. Dacă nu... Ovidiu, nu e în România, cel puțin ea spune altceva. Ea spune că acum a plecat din Germania. Tu ai auzit ce a spus? Cu trei copii care plâng după ea, cu un copil mic. Ea spune că acum a plecat din Germania, e în microbuz. Tu spui că e în Anglia, vine deja în România. Nu știu, minte tot, nu știu. Te rog eu, care, tu care ești fratele lui Sergio. Ana, ne auzi? Ana? Ana? Da, da, da. Te rog, da, în ce microbuz ești? Ești într-un microbuz românesc? Da, doamnă, da, vin către România. Vă rog, îmi puteți ajuta un pic cu copilul, vă rog. Deci, când ai plecat și când ar trebui să ajungi în România? Da, ar trebui să ajung în România miercuri noapte. Adică acum, zici tu, diseară. Dar n-ai cum din Germania. A, mâine noapte. Mâine seară. Cu ce microbuz, cu ce firmă ești? Ce firmă? De la ce firmă e microbuzul? Poftim? Microbuzul. De la ce firmă este? Cu ce fel de microbuz vii? Păi nu știu, doamne, exact. M-am pus de acolo din Anglia, microbuz. Dar în România vin, sigur, sute mii în România vin. Dar ce ai căutat în Anglia? Când aveai poliție în Germania, aveai pe mama ta în România. Ce ai căutat în Anglia? Doamnă, aș vrea ca, nu știu, aș vrea ca viața mea personală să nu o discut. Domnișoară, doamnă, sau ce viața sunteți? Viața dumneavoastră personală, ascultați-mă puțin. Viața dumneavoastră personală vă privește, dar atunci când rupeți trei copii de la școală, dintr-un sistem normal, dintr-o familie, nu vă mai privește. Nu se mă bată, doamnă. Eu știu pe doamnă, ok, vă bătea, vă spun eu cum e treaba în Germania, că ce credeți? Întâmplător știu foarte bine cum funcționează lucrurile în țara aia. Pui mâna și sun la poliție și în secunda 2 pe el îl arestează și ce credeți? Nici nu are dreptul să mai intre în casă chiar dacă o are cumpărată pe numele lui. Astea sunt vrăjeli. Dacă v-ați îndrăgostit și v-a trecut să vă fie de bine, vă urlă copiii în spate, vă plânge mama. Nu m-am îndrăgostit. Dacă puteți dumneavoastră să demonstrați că eu m-am îndrăgostit. Doamne, eu nu vreau să demonstrez nimic. Eu vreau să știu că ajung copiii ăștia lângă bunica sa. Dar nu este de... Eu am vorbit cu mama mea. Mama mea am vorbit cu ea. Doamne, doamne, Ana, nu mai putem. Bun, o să vorbească colegii, stați un pic, o să vorbească colegii mei cu Ana, o să țină legătura, să aflăm exact când vine, cu ce companie călătorește. Era clar bruiată și de copilul ăla mic, care sărac era agitat, da, deci nu putea vorbi deloc. Și de ce spune așa, fiica mea? Cum? Ea spune orice. Și ce mi-a spus dacă nu știu să stâng pe Sergiu și nu fac ca ea, nu mai vă copii nici pe ea. Haideți, doamnă, că nu cred eu că băieții ăștia, că sunt și familie eu cred că mare, acum, au nevoie Sergiu... de probleme pentru Ana din Bacău. Pe bune acum. Să mai intre în alte belele, cine știe cu ce se ocupă. Ce le trebuie dureri de cap pentru Ana din Bacău? Să o trimit acasă. Păi da, o trimite acasă. Și nu e adevărat ce a spus Ana. Eu nu știm asta. Nu, orișuri vorbeam cu fata. Vasile, mea, și dacă o bați, du-te și dă-te tu cu capul de prin pădurile alea pe unde prin vacile, dacă îți bați femeia. Că oi fi bătut-o și tu azi și soacră-ta. Dar nu, palma, dar nu contează noi, dacă odată pe an trebuie să stau. Păi, mă duc anunț, nu plec. E.
cu copiii. Nu se face așa ceva, mai ales că v-ați dus într-o țară atât de civilizată și vreți să munciți cinstit. Păi dacă te spune un vecin că îți bați nevasta, te duci la închisoare. Nu poți, n-ai dreptul să dai nimeni pe pământul ăsta. Da, cred totuși că Sergiu acesta, dându-și seama la ce fel a fost expus în această emisiune și el și întreaga lui familie, își va da seama că trebuie neapărat să facă tot posibilul ca acești copii să ajungă în țară, la mama lor. Dar există femei care fac chestia asta de bunăvoie. Să le ia palea dacă cu asta se ocupă. Ce nevoie au, logic o iau eu, ăștia patru frați sau trei sau doi sau câți or fi, de probleme cu legea, de asta internaționale. N-au nicio nevoie. Eu sper că vor da drumul fetei, copiilor, să-i crească bunica pe copii și fata dacă... Da, noi o să fim acolo, deci când ajunge microbuzul... Obligatoriu, eu vreau să mă duc eu personal când ajunge microbuzul, credeți-mă. Noi o să fim acolo, mai mult decât atât. Mesajele pe care Mara le-a citit și pe care noi le avem între fratele lui Sergio, care încerca să convingă o fată și o învăța cum trebuie să se poarte și ce trebuie să facă atunci când iese în stradă în Italia la prostituție, toate aceste mesaje pe care noi le-am citit trunchiat la televizor, vor fi date către poliție. Vasile, în ce ora sunteți în Germania? Ce oraș mare aveți în zonă? În zonă Erfurt, undeva la vreo 50 km. Nu. Ce oraș mare aveți în zonă? În zonă, undeva la vreo 200 de km, Berlin. 200 de kilometri. Vasile, noi vom sesiza autoritățile, vom pune la dispoziție și aceste mesaje pe care le-a citit Mara, pentru că probabil au legătură cu ceea ce se întâmplă în familia lui Sergio, între acești frați care, iată, se pot ocupa cu prostituția. O disperare, cu oamenii nu mai au bani, fac orice, da, fac absolut și orice. Vom sesiza autoritățile, vom depune toate aceste dovezi pe care noi le avem și vom urmări, vom vorbi cu Ana tot drumul să vedem dacă mai răspunde la telefon și dacă ne va da detalii. Vrem să știm exact cu ce companie se localizează numărul de telefon. Vrem să știm unde se află, când ajunge și vom fi acolo să o primim și să vedem dacă cei trei copii ajung teferi. Iar cu dumneavoastră vom ține legătura. Și cu dumneavoastră și cu Vasile, cu soțul. Dar Ana minte, nu bătea soțul. O iubea. Am înțeles. Despre asta o să vorbim poate altă dată. Pe mine mă interesează cei trei copii să ajungă sănătoși. Cum, doamnă, nu mai spuneți așa, este și femeie. Deci că n-a bătut-o la timp, Doamne. Nu mai putem continua, dar vă ținem la curent și vă face toate demersurile pentru ca acești copii să ajungă acasă sub supravegherea autorităților.